Sor și viscol în România. Meteorologii au emis noi avertizări de vreme severă în mai bine de jumătate din țară. Vântul va bate cu putere, rafalele vor depăși 80-100 de kilometri la oră. Alina Iosif are toate informațiile. Alina, te ascultăm. Din soare și viscol în zona de munte, meteorologii de altfel au atenționat că până mâine dimineață este în vigoare un cod galben de ninsori viscolite în zona de munte la altitudini înalte. Zăpada troienită va fi viscolită de vântul puternic. De asemenea, au scăzut mult și temperaturile în această dimineață la ora 7. Minima a coborât pe vârful Omul la minus 19 grade. Este foarte frig și în Bucovina, la Poiana Stampei se înregistrează doar minus 11 grade, iar pe Călimani minus 17 grade. Oana Pădoraru este alături de noi în studio, știe ce se întâmplă în zilele următoare. Bună dimineața, Oana, la ce să ne așteptăm? Bună dimineața, bine v-am găsit. Temperaturi foarte scăzute, dar deocamdată vorbim despre intensificarea vântului. Atenționarea meteorologică este valabilă până mâine dimineață la ora 10 pentru toată zona montană. Ne așteptăm ca la altitudini mai mari de 1600 de metri viteza vântului să depășească chiar 80-100 de kilometri pe oră. Aici ninsoarea va fi viscolită, zăpada spulberată și troienită și totodată vizibilitate foarte scăzută în zona montană, dar la altitudini mari. Asta nu înseamnă că la altitudini mai joase nu vor fi intensificări ale vântului, vor fi dar la cote mai reduse. Și intensificarea ale vântului astăzi ne așteptăm să fie și în zona Moldovei, mai ales în partea de nord, dar și în Oltenia și în Muntenia. În ceea ce privește precipitațiile, astăzi va ninge în regiunile intracarpatice, așa cum putem vedea și pe hărțile probabile de la centrul cei de la GFS, iar în ceea ce privește precipitațiile în zona montană și aici doar sub formă de ninsoare, acestea vor fi în general slabe cantitativ. Și mâine, tot în partea de nord, centru și în vest, ne așteptăm la ninsori slabe. Atenție, pe parcursul nopților și al dimineților se mențin condițiile de formare a ghețușului sau de polei în mare parte din țară, dar mai ales în zonele în care sunt prezente precipitațiile. Iar la sfârșitul acestei săptămâni, începând de duminică și începutul săptămânii viitoare, ne așteptăm la ninsori, dar slabe, cantitativ, în partea de sud și de est a teritoriului. De interes însă vor fi valorile termice foarte scăzute, atât pe parcursul zilelor cât și al nopților. Dacă deocamdată astăzi ne situăm pe valori apropiate de cele normale pentru această perioadă și anume maxime cuprinse în general între minus 3 și 7 grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea sudică a țării, la noapte minime de minus 13 până la minus 3 grade, dar începând de mâine, valorile termice vor fi în scădere considerabilă în toate zonele țării. Ne așteptăm la valori termice maxime negative în mare parte din țară. Se vor încadra în general între minus 7 și cel mult 2 grade, iar minimele termice vor coborî chiar spre minus 18, minus 20 de grade în nordul țării și în depresiuni, și în partea de sud vor fi la limita de ger, în jurul la minus 10 grade. Bună, îți mulțumim foarte mult pentru informații. Mergem mai departe cu știrile. Trupul alpinistei moarte în Bucegi nu a putut fi recuperat nici până acum, iar meteorologii iată anunță viscol în continuare în zonele montane. Iuliana Damian are toate detaliile despre acest subiect. Iuliana, te ascultăm.